Cei mai mulți dintre noi avem în frigider cel puțin câteva roșii mai tot timpul anului. Aceste fructe delicioase se numără printre favoritele românilor, fiind folosite în nenumărate rețete îndrăgite. Cu toate acestea, există și unii români care nu trebuie să consume roșii, dacă nu doresc să-și pună sănătatea în pericol. Indiferent dacă ne pregătim o salată, anumite rețete complicate de mâncare sau pur și simplu ne tem câteva felii pentru a lua o gustare rapidă, roșiile rămân o alegere perfectă și extrem de populară în țara noastră. Cu toate acestea, deși par a fi complet inofensive, aceste fructe delicioase ascund și ele unele capcane pentru anumite persoane. Mai precis, persoanele care suferă de afecțiuni precum gastrita sau refluxul gastroesofagian ar trebui să încerce să evite consumul de roșii. Motivul este faptul că aciditatea acestora poate exacerba simptomele acestor boli, provocând arsuri la stomac. Chiar și pentru persoanele sănătoase există riscul unui disconfort gastric dacă consumă prea multe roșii. De asemenea, din cauza unui alcaloid din roșii cunoscut drept solanină, calciul se poate acumula în țesuturi, lucru ce va duce la inflamații cât și la dureri articulare. Deși sunt atât de delicioase și par a fi complet inofensive, roșiile ascund anumite capcane pentru persoanele care deja suferă de anumite probleme de sănătate. Din acest motiv este indicat ca acestea să evite consumul excesiv de roșii, însă dacă putem consuma tomate, trebuie să știm că ele au și nenumărate avantaje, cum ar fi conținutul ridicat de vitamina C și vitamina K, relatează click.ro.